Avocatul Dragoș Ujeniu, care a relatat astăzi despre încercările de racolare a unor reprezentanți ai PNL de către liderii ALDE. În aceeași conferință de presă, Vasile Lebe, candidat PNL pentru primăria Schitu, a dezvăluit o întâmplare relevantă pentru parcursul politic al lui Noru Stănișteanu. Domnul Stănișteanu, în 2009, eu făcând parte din biroul permanent județean PDL, în momentul când s-au schimbat președinții PDL, când domnul Cantaragiu a venit în locul domnului Valentin Iliescu, domnul Stănișteanu a fost prezentat ca viitor prefect, ca viitor candidat la alegerile din 2012 la primăria municipiului Giurgiu. Din partea PDL. Din partea PDL. Am să vă rog să-mi permiteți să semnalez maniera în care procedează domnul Mustățea și cu domnul Toma Petcu, artizan al acestor manevre, de racolare și de umblare la temelia Partidului Național Liberal, cu metode care nu le fac cinste. Mă trezesc că eu răspund de vreo câteva comune și mă trezesc că pe acolo pe unde sunt și eu și avem candidații noștri, apar în tandem, ca Tom și Jerry, așa, și vorbesc cu oamenii noștri și roagă și presează și îndeamnă să treacă la ALDE. Dacă ei cred că așa vor câștiga alegerile, se înșală. Dacă nu vin oamenii către ei și dacă ei îi atrag prin presiuni și prin amenințări și prin fel și fel de tipuri de care n-au nimic comun cu eleganța și cu fair play-ul, eu cred că se înșală. Dragoș Ujeniuc a vorbit și despre demisiile din PNL mediatizate în ultimele zile. Detalii pe această temă în ediția specială din această seară.